domnule președinte, ședinții consiliază, domnul primar, vreau să-i mulțumesc, vă cunosc personal pe dumneavoastră ca niște oameni onești, încât de când lucrați la spital și mulțumim că avem niște așa oameni care poate apli și ochele, ureche la doleanțele alegătorilor și poporului. Și sper că dumneavoastră lucrul ăsta care l-ați promis astăzi, astfel le precăutați în mod prioritar și ați găsit temei legal de hotărâri întrebare legală. Și cu atât mai mult că domnul consilier a constatat că lui doamna azi care a încălcat legea de două ori. Prima dată a ieșit, nu de tot v-a dat dumneavoastră mită. Eu nu știu, eu dat, eu l-a dat, eu l-a dat, nu a venit nimeni. Dar eu o primit în afara rândului, la 300 de oameni, eu spui par, și o primit înainte, și a doilea oară nu duc de bine să-l primească. Eu am citit proiect decizii, decizii, n-am citit-o. Acolo nu-i scris că vedem terenul s-a vindit. E scris să construiască. Dacă ești dat construiască, ascultați, dar nu îți faci speculul cu terenul. Aici e corupție, aici e mai multe lucruri. Eu gândesc ca să aprecieze chestia asta organele legale, dacă n-a să-l hotărâm noi. De asta eu vă chem pe dumneavoastră și vă rog, faceți aceștia ați promis. Discutăm încă o dată, frumos, cu participanților, adică societății civile, tăta de confiscație, transparent, și nu e prima dată hotărâre. Mulțumesc frumos, stimați consilieri. Da, da, și dați două cu carnea, apoi știți să te joc. Dați două. O secundă. Dar mi s-a ceva emoționță, n-a venit. Bine, v-ați să fie ședință. Среди нас всех есть уважаемые пенсионеры, преподаватели, где живут в этих домах. Чернобыльцы есть и афганцы, которые, у которых есть дети. Они тоже просили, но чтобы не нарушать никакие нормы, чтобы не ущемлять людей и не предоставлять им неудобства, мы решили общим собранием, что мы не будем здесь ничего строить, мы построим карусели, качели и озеленим эту зону. И пригласим на открытие. Мы очень просим вас убедительно приостановить и сделать там, если срочно можно. Мы вас очень просим. Там разворошили. Они нам закрывают солнце. Иван Васильевич, раньше на цену утимость. Людмила Царь-Дарстность, человек не дарстность. Тему утимость. Но вот это молча. А че разбудит? А че разбудит? А че разбудит? А че разбудит? Ну, я вас просто, на страц калму. Ну, мы же это докладываем.